Lisa. Non. Non. Stai da parte del cameraman, il cavallo ci vuole e me lo prendi. Pensi, ma è già lì per ricevere l'ultima crisi? Forse. Qui che era molto in quello. Non cambierei. Tocmai a plecat de la mine. E un caz neobișnuit. Moartea fostei dumneavoastră soție a produs o dedublare a identității lui. Are momente când uită cine este. Da, aceste momente coincid cu intrările în camera mamei lui. Știu că sunteți obligați să stați departe de el, dar să sperăm că e pe drumul cel bun. Știu cum e să fii tată, dar dacă nu va mai intra în cameră, sunt șanse să scape de această criză. Oricum, vă țin la curent cu evoluția lui. Azi am citit într-o carte un vers senzațional. Cu cât suntem mai vârstnici, cu atât mai sinceri suntem. Nu-i așa că-ți place? E Evtușenko. Ceea ce îți spun acum o să știi doar tu, mamă. Doar tu. Nici măcar doctorul la care mă duc nu știe nimic. A încercat el să mă tragă de limba azi, dar nu i-a mers. E secretul nostru. Știu că tu poți ține un secret foarte bine. Sunt îndrăgostit. Da. După ultima criză, m-am trezit la tine în cameră și am găsit lângă mine o poză. O poză cu o fată frumoasă, pe care o cunosc. N-aș putea spune de unde. Și de care sunt îndrăgostit. Poza e făcută într-un loc unde se află niște manechine. Trebuie să găsesc acel loc sau să-l găsesc pe cel care a făcut această fotografie. Cred că doar așa o pot găsi. Nu e așa de greu. Sunt atât de singur. Gata, îți mai scriu. Acum să mă duc să caut locul acela. Mi se pare cunoscut. Trebuie să-l găsesc. Te pup, mamă. Thank you.
vrei să-l asculți pe domnul doctor și să nu mai încerci să intri la mine în cameră? Nu aici o găsești pe fata aceea? Nu cred că aici. Știu că ți este foarte greu că ai rămas singur. Sper ca măcar tatăl tău să fie alături de tine. Să știi că te iubesc.